Bună ziua, domnilor și domnilor! În ediția de azi a emisiunii ArtQuest l-am invitat pe regizorul de teatru Ștefan Iordănescu. Te salut, Ștefi, bine ai venit în studioul Dumbrăvița TV. Servus, bine, bine te-am găsit. Tu ai mai fost invitatul meu, am mai discutat, atunci am realizat o emisiune gen portret. Acum am propus un subiect mai mare pe care am împărțit în două. Este vorba despre Festivalul de Teatru Dom 100. În prima parte să dezbatem tot ce se leagă de această propunere culturală, altfel binevenit pe paleta teatrală al Timișoarei, ci puțin mai încolo, partea a doua, vom discuta despre conținutul programului, despre spectacole, mai ales despre spectacolele montate de tine. Așa, bine. Bun, hai să începem. Ce cuprinde termenul Dom 100? E un concept mult mai complex, trebuie să spun. El nu se referă numai la teatru. Da. Eu m-am ocupat mai mult de partea de teatru și din cauza asta poate că ea e puțin mai vizibilă, dar nu Pentru astăzi am ales teatru, da. De aceea te-am invitat pe tine. Așa, trebuie să-ți povestesc puțin despre concept, că e un concept mult mai vast. E un concept care se întinde pe durata a două luni și aproape jumătate. El a început deja. El cuprinde, ăsta e motoul lui Dom 100, 100 de evenimente în Timișoara, ceea ce chiar asta se și întâmplă. E un concept care conține arte vizuale, participă scriitori, oameni de cultură, filme, deci conține o paletă mult mai la expoziții, deci din arte vizuale și un calup destul de semnificativ de teatru, pentru că e un proiect finanțat de Ministerul Culturii pe proiectul Centenar și celălalt moto al nostru este toamna asta sărbătorim centenarul la Timișoara. Da. Partea de teatru, ca să ne apropiem de ea, că pentru cealaltă parte care este în plină desfășurare, se desfășoară în foarte multe spații și locuri, etc., etc., e coordonată de Dana Sarmeș, de Miha Tilinca, Mihaela Tilinca, cele care formează Asociația Contrasens, cea care a câștigat proiectul ăsta. Proiect mare și amplu. Eu mă ocup de partea de teatru și am pregătit un festival de teatru care se întinde tot așa, sunt 16-18 spectacole într-un interval de tot așa de aproape două luni de zile. E un festival destul de serios, ca să zic așa, că prin număr, cât și prin calitate firește, cât și prin amploarea pe care o are. Și, ca orice festival serios de teatru, are și două producții proprii. Sunt producții ale festivalului, așa cum fac toate festivalurile mari din străinătate. Trebuie să-ți mai spun puțin ceva în preambul. Noi ne-am propus de la început să funcționăm ca o alternativă, cu toată deferența și cu politeța de rigoare, la proiectele Asociației 2021, tocmai datorită faptului că am ajuns cu toții la concluzia că ei n-au cum să acopere chiar întreaga plajă a evenimentelor și atunci ne-am propus și noi să contribuim cu o parte la niște evenimente pentru 2021. Așa că atât producțiile noastre cât și multe din spectacole invitate anul ăsta le veți regăsi cu siguranță în 2021 în Timișoara. Deci lucrăm și noi pe partea noastră ca să le fie și lor mai ușor, că ei se ocupă de alte lucruri, mai ample probabil și mai de amploare, dar pe partea noastră să putem face un portofoliu suficient de mare de evenimente, nu numai de teatru, și din celelalte domenii, din celelalte arte, să putem face un portofoliu suficient de mare ca în 2021 plaja să fie, ca să spun așa, ocupată în Timișoara. Că va fi e un fel de prolog. Da, e un fel de pregătire, de proiect de pregătire. Cu toate că el în mod formal se bazează pe proiectul centenar al Ministerului Culturii, sau nu chiar atât de formal, e de fapt toată selecția pe care am făcut-o, e de fapt o panoramă a României contemporane, a textelor contemporane, a modalităților de teatru contemporan, în așa fel încât am spus eu să vedem unde suntem după 100 de ani, unde ne aflăm în momentul ăsta și probabil să trasăm și niște direcții în ceea ce ni se va întâmpla în viitor.
în sensul ăsta ne-am propus să facem manifestarea asta. E o manifestare amplă, vastă, presupune o desfășurare mare de forțe, în sensul ăsta noi ne folosim și de teatrul vostru, și de teatrul maghiar, ne-am folosit și de teatrul german, ne-am folosit și de Casa Artelor, a Direcției pentru Cultură, dar pentru ca să putem să facem și producțiile noastre și să avem o alternativă și să demonstrăm că se poate, și asta ne-am propus, am luat o hală a grupului Bega, hala Timco, una din halele Timco, pe care am amenajat-o cu sprijinul Teatrului Național și a colegilor din celelalte teatre și a altor prieteni și instituții, am amenajat-o ca o sală de teatru bine dotată, am cumpărat și echipamente pentru spectacolele noastre, astfel încât putem să produce, adică putem să prezentăm o paletă largă. Mă refer la lumini, la sunet, la video, la... Deci sunt echipamente. Ca și o companie privată. Da, ca și o companie privată, în așa fel încât să putem arăta și să putem crea nuclee tot așa pentru 2021, pentru că o să fie mare nevoie de săli. Știi că noi nu avem destule săli în Timișoara, știm cu toții. Propunere avem, gen sinagoga din fabric, care zace de vreo 4 ani. Care zace și nu e făcută și acum a luat o primăria și, mă rog, să vedem ce o se întâmple cu ea. Sau sinagoga mare care era atribuită filarmonicii. Da, care nici cu aia nu e în regulă, ce se întâmplă. Și nu vorbesc de sălile astea, că astea sunt săli, ca să zic așa, normale. Noi ne trebuia o sală foarte mare de spectacole, pentru mari spectacole, că o să trebuie să invităm în 2021 dacă vrem să facem ceva. Cum a făcut Chiriac la Sibiu, care a construit special pentru spectacolul Faust. Nu, aia este o hală care a fost transformată dintr-o hală veche de fabrică. Mai întâi au jucat la Sinterom, acum au o altă hală pe care au amenajat-o și pe care poate să o folosească. Ei, în 2027 n-au avut nici ei sală mare. Păi ulterior au construit. Da, și atunci au închiriat un fel de cort așa imens, din ăla gonflabil, pe care l-au folosit pe tot parcursul anului ca sală mare. Dar eu cred că în 2021 nu mai putem fi la nivel de corturi. Dar ca să înțeleg, e deja o înțelegere cu grupul Bega pentru sala Timco, halele Timco, alternativă pe moment? Nu e pe moment. Noi am aplicat, am avut niște discuții foarte serioase cu ei, noi am căutat mai multe locații de tipul ăsta în oraș. Și e bine și poziționată până la e foarte bine poziționată și e cea mai bine dotată din alternativele. Am încercat să facem ceva și cu MISC, care e un grup foarte interesant și foarte puternic în Timișoara, dar sala lor nu era destul de mare pentru evenimentele noastre și atunci am optat totuși pentru halele Timco. Conducerea, domnul Cristescu, a fost foarte doritor să ne ajute și fără niciun fel de pretenții speciale, și interesul lui a fost, probabil, mă gândesc, sau așa am înțeles din discuțiile cu el, ca să dea și el un sens cultural și de producție de artele spectacolului uneia din halele acelea, și am reușit să o dotăm noi și am făcut-o destul de funcțional. Partea care e înspre circumvalațiune. Partea care e înspre circumvalațiune în față. Acum, hala aia are un potențial foarte mare, are un potențial mult mai mare decât îl arătăm noi acum, în sensul în care se poate face o sală de 500-600 de locuri fără probleme în ea. Adică și nu cu foarte mulți bani, de nici n-a acordat foarte mult, că ea e într-o stare destul de bună, refăcută deja și trebuie numai adaptată la niște condiții de... Sunt niște ziduri din rigips, ce poate demonta, se poate face multe lucruri bune. Partea pe care o folosim noi nu e cu cea cu zidurile din rigips, cealaltă e cu zidurile din rigips. Asta are o supraînălțare, dar care se poate rezolva. Oricum, dar nu despre aici. Ideea este că se poate face. Noi acum demonstrăm că se poate face, avem resurse, avem capacitate și avem know-how, cum se spune, să facem lucrul ăsta, că deja se joacă spectacole acolo. Acum, ieri a fost și premiera la spectacolul ăsta meu, la primul spectacol, despre Morfem, care vom discuta imediat, care... Cine este entitatea care a pus în picioare tot proiectul Domosute?
Asociația Culturală Contrasens, Dana Sarme și Mihaela da, Tilincari. Da, și cele două doamne, da. Da. Și despre finanțări, în momentul de față, după cum știu, după informațiile mele, teatrele din Timișoara duc o oarecare lipsă financiară. Deci, în vremurile astea, să lansez un proiect teatral care ține aproape o lună jumate, e da. O excepție. E o excepție, dar îți spun precis. Deci, noi am aplicat la Ministerul Culturii pe programul centenar. Deci finanțarea întreagă, quasi întreagă, vine de la Ministerul Culturii. Mai sunt niște manifestări adiacente care au fost finanțate prin alte proiecte, prin AFCN. Și mai sunt parteneriatele, adică ajutorul în natură, cum se spune, dar care nu e deloc foarte puțin important, în principal cu Teatrul Național și cu voi, că ne-ați ajutat și voi, ne-a ajutat și Teatrul German. Acest conglomerat, cum s-a născut? Între Teatrul German, Teatrul Național, Teatrul Maghiar, dacă am înțeles și Halele Timpo. Eu le-am prezentat proiectul când l-am construit și când am obținut finanțarea, mai ales după ce am obținut finanțarea, și i-am rugat să ne ajute punctual pe anumite probleme, pentru că ne-ar fi mult mai ușor și ne-am descurcat mult mai ușor. Și nu spre marea mea surpriză, că n-a fost nicio surpriză, adică oamenii chiar și Ada Hauswater și Attila Balázs și Ion Voldureanu ne-au ajutat și ne-au au făcut, mă bine, măsura posibilităților, da, da, da. Cam tot ceea ce le-am cerut. Că jucăm spectacole și la Teatrul Maghiar, jucăm spectacole și la Teatrul German, spectacole care e mai, adică în sala mare vorbe, spectacole care e mai simplu să le jucăm totuși într-o sală de teatru decât într-o hală. Că sunt da. Vreo câteva depinde care... Depinde și de concepția regizorală. Da, depinde și de scenografie, de posibilitățile tehnice. Deci o să fie spectacole care o să se joace la Teatrul Maghiar și Teatrul German și spectacole care joacă în hală la Hala Timco. Ești directorul artistic al acestui proiect. Cum ai făcut selecția? Ai amintit câteva principii. Da. Mai pendelete. Păi, hai să-ți explic mai pendelete. Îți spuneam mai devreme că am căutat ca centenarul ăsta să fie o panoramă a României, atât ce a fost în ultima sută de ani, cât mai ales ce ni se întâmplă în momentul acesta, ce ni se întâmplă. O radiografie. Da, unde suntem după 100, unde am ajuns. Și cu bune și cu rele, că asta e realitatea da. Din teren. Și tot așa să tragem câteva idei, câteva soluții pentru sau să prognozăm ceea ce probabil ni se va întâmpla în viitor. În sensul ăsta am ales spectacole. Sunt spectacole din toată țara, sunt și spectacole independente, cât și spectacole ale teatrelor profesioniste, Teatrul Național din București, Teatrul Anton Pan din Râmnicu Vâlcea, deci sunt spectacole ale unor teatre. Teatrul din Reșița, care vine tot cu un spectacol de al meu, dar care, care e făcut tot pe centenar. De asemenea, am mai făcut un proiect pe centenar, l-am terminat acum o lună, a fost o coproducție între 4 teatre din România, Ne știm de 100 de ani se numește, un spectacol făcut special pentru centenar, dar tot contemporan, tot în ziua de azi se întâmplă. Am fost deja cu el în festival, l-am adus aici pentru că se încadra în grila noastră de centenar. L-am și jucat la Halele Timpo, l-am jucat. Da. Imediat vom discuta și despre spectacole, dar hai înainte să mai stăm puțin. Ai spus că ai făcut o analiză a celor 100 de ani, unde am fost, unde suntem și unde vom fi. Deci sunt spectacole care discută despre această 100 de ani. Despre trecut. Da, cum e și al meu parțial, cel Ne știm de 100 de ani, în care să fac tot felul de referiri la ce s-a întâmplat în 1918, de ce nu s-a întâmplat așa, cum trebuia să se întâmple, etc., etc. Majoritatea spectacolelor sunt din ziua de azi, deci sunt spectacole contemporane, adică astea sunt radiografie. De autor contemporan? Autor contemporan, spectacole destul de noi, de recente, sau dacă nu sunt atât de noi, că sunt, de exemplu, două cazuri. Unul este Carpathian Garden al lui Radu Iacoban
și amintit din epoca de școală lui Mihaela Mihailov, Radu Apostol, sunt spectacole de 6-7 ani, dar care reprezintă o panoramă a României contemporane extrem de acidă și extrem de puternică. Noi nu facem un festival festiv, asta e foarte important, scuzați tautologia, dar e aproape voită. Da. Deci nu facem festivități, deci noi nu dezvelim statui, nu defilăm, fanfare și alte... da, nu defilăm cu armata română, cu... asta fac alții. Trebuie să o facă, corect, să o facă și corect, e foarte bine. Corect. Noi încercăm să arătăm publicului de teatru din Timișoara, să-l facem atent și interesat de ce îi se întâmplă în jur, de ce este aici, de ce ne aflăm în momentul ăsta și probabil unde, zic probabil pentru că nu o să știm niciodată cu siguranță, speculăm și da, viitorul, unde vom ajunge. Deci majoritatea spectacolului se referă la, e un festival profund contemporan, se referă la pe texte românești, cu o singură excepție. Există o excepție notabilă. Deci am invitat un spectacol de la Râmnicu Vâlcea, de la Teatrul Anton Pan, se numește Un inamic al poporului, un dușman al poporului, de Henrik Ibsen. Da. Nu e român și nu numai că nu e român, dar a scris piesa acum mai bine de 100 de ani. Da. Puțin mai mult de 100 de ani. Dar e un spectacol atât de contemporan și atât de ancorat în realitatea românească, încât am considerat că merită să fie văzut în această panoplie, în această panoramă a spectacolelor românești, ca să spun așa. De asta zic, e notabila excepție. Henrik Ibsen, altfel, e pe valuri. Se joacă și la da. Teatru Maghiar, da. Și la Mureș, deci Hedda Gabler e peste tot. Da, și cum l-a făcut Ostermayer cu câțiva ani la el, la Schaubühne, la Berlin, tot așa a făcut un spectacol extrem de contemporan, extrem de german, implantat în realitatea germană a anilor 2010, așa că și cel de la Râmnicu Vâlcea croit cam pe aceleași principii, nu seamănă deloc spectacolul, dar e croit cam pe același principiu și am zis că merită să-l aduc pentru că pune în dezbatere exact problema asta a alegerii, a lipsei de alegere, a ceea ce înseamnă politicul, cum se amestecă politicul și ce înseamnă corupție în politic. Deci e un text care mi se potrivește foarte bine în România. Știi cum e, adică și Caragiale e cel mai contemporan scriitor corect, român, corect, da. Aproape în viață. Chiar ieri am discutat cu niște colegi da. Și Ferenc Molnar da. Din da, perioada da, interbelică, da, interbelică 1930-40. Da. Ei au scris, sau, deci, sau noi trăim în niște bucle istorice, așa că ni se întâmplă la interval de... Parcă am da, trăi, ar fi da. Trăit acum în da, exact, deci, 19-18. E banal acum să faci din o scrisoare pierdută, da. Cum să zic eu, Zoe să fie blondă și să aibă așa și să facă așa cu degetul la nas, înțelegi? Da. Deci e banal să fie aia Zoe, dar ea e implantată adânc în contemporan. E, așa e și spectacolul de la Anton Pan, de la Râmnicu Vâlcea. Și e un spectacol important și de-aia m-am gândit că Anton Pan vine mai puțin în Timișoara. El fiind un teatru foarte puternic și foarte bun și bazat pe text contemporan. Chiar m-am uitat, uite, pe programul festivalului. Eu am numărat 14 da. Spectacole. Poate între timp s-a mai schimbat programul, ai spus 16-18. Majoritatea teatrelor, după cum am observat, sunt teatre... Și noi suntem provincie față de București, da, că ei așa spun despre noi că suntem din provincie, da. Mă rog, da, dar teatre, să zic așa, mai mici. Da, Râmnicu Vâlcea, da. Reșița, da. Deci nu ai invitat teatru din Craiova, din Iași, teatru Bulandra sau teatru național din Cluj, din ce considerente? Păi pentru că eu consider că lucrurile pe care ați început să le vedeți și le veți vedea sunt cele mai reprezentative. Și cu asta încerc să spun tot. Da. Adică e adevărat că sunt... Amprenta prezentului. Amprenta prezentului și impactul în contemporan, în realitatea contemporană, în lumea în care trăim. De regulă, teatrele mari au un alt tip de spectacol. Ele... fac obiectul spectacole, unui autor festival. Clasic, da, ele fac, sau chiar cele contemporane, ele fac obiectul unor festivaluri de altă factură din România.
Așa e. Eu am invitat lucruri care nu se pot vedea atât de ușor și de comod, pentru că nu se încadrează în grilele în tiparul, lor de festival, cum să zic, de stat, ca să zic așa, adică standard. Așa, și atunci am zis că pot să fac lucrul ăsta. Acum, normal că mai sunt și tot felul de opreliști de tip tehnic și material. Adică sunt spectacole, vreo 4 spectacole, mi-aș fi dorit foarte mult să le am și n-am putut să le aducem din tot felul de rațiuni, fie financiare, fie de programa lor, fie de fie sală de care să, da, care să li se potrivească. Că nici noi, nici la niciunul dintre teatrele, la festivalurile pe care le facem în teatrele în care funcționăm, de național, maghiar, german, nu putem aduce chiar orice spectacol pentru că nu avem condițiile necesare. Pentru că nu avem săli bune, de, adică săli ca lumea de teatru dotate în Timișoara. Dotate la standard, da, 2018. Și cu dimensiuni, da, și cu dimensiuni și cu de toate. Alții au, noi n-avem. E, deci am putut să aduc ceea ce am fost sigur că se încadrează în zonele pe care le-am putut controla. Teatrele mari au sistemul lor de festivaluri, da? Începând cu FNT-ul, tematice, da, da, exact, cu Clujul, tematice, da. Sfântul Gheorghe, da, Lasnă, de Craiova cu, da, Shakespeare. Sfântul Gheorghe l-am adus, a venit cu un... Sfântul Gheorghe României, da, Andrei, da, Mureșan. Da, da, l-am, da, adus cu Alusechei Ceaba, cu... Da, despre care vom discuta, că, da, e un subiect foarte, foarte, da, interesant. Am și... adus iarăși un spectacol de-al meu de la Arad, Flor de Mină, pentru că e în pandan cu cel de la Sfântul Gheorghe, adică sunt cele două piese din trilogie. Hai, despre asta vom discuta în partea a doua emisiune. Hai! Vă salut din nou. Invitatul de astăzi este regizorul de teatru Ștefan Iordănescu. Te salut, Ștefi, în partea a doua a emisiunii. Servus. Hai să continuăm. Nu am vorbit în prima parte despre promovarea festivalului, că se întinde pe un termen destul de lung, 2 noiembrie, da, 5 decembrie. Cum ați pus accentul pe promovare și biletele, cum se poate obține? În primul rând, nu există bilete în sensul clasic al cuvântului. Tocmai de-aia te-am întrebat. Fiind un proiect al Ministerului Culturii, nu avem voie să vindem bilete. Deci este un cadou pe care Guvernul României, statul român, îl face publicului din Timișoara. Deci intrarea este liberă. Dar nu este chiar atât de liberă pe cât s-ar părea. Adică există un sistem de rezervări. Noi am făcut foarte multe experimente în festivalul ăsta. Îți spuneam în prima parte a emisiunii că ne pregătim pentru 2021 într-un fel și ne testăm capacitățile și posibilitățile. Unul din sistemele pe care le-am testat acum și trebuie să recunosc deja cu deosebit succes este sistemul de rezervare online. Adică am încercat să... Ce deja e în vogă altfel. Am încercat să nu facem foarte multă publicitate clasică, adică n-am împânzit orașul nici cu banere, nici cu afișe, da, și nu de sărăcie, în mod intenționat și... Deci v-ați axat, da, pe mediul online. Da, ne-am axat pe sistemul online și constatăm cu bucurie și cu surpriză la început și acum cu bucurie că funcționează foarte bine. Adică se fac rezervări online, te prezinți în seara spectacolului cu jumătate de oră înainte și îți iei rezervarea, ai număr, ai loc, număr, ai nume, tot ce trebuie. Tot, da. Da. Firește că toată lumea stă cu telefoane de dimineață până, da, seara, deci așa că am avut unele obiecții, însă categoria de public pe care ne-a interesat să o verificăm funcționează foarte bine la acești stimuli și se demonstrează că merge, ca să zic așa, ca pe roate. Persoanele 40 plus? Persoanele 40 plus am încercat să
să le dăm promovarea prin mediu din ăsta analogic, ca să zic așa, clasic, adică prin flyere, și de asemenea persoanele 40 plus, cele interesate, vin datorită faptului că află de la cei mai tineri sistemul și atunci se adaptează. E un sistem destul de larg, nu cred că e rigid, nu-i oprește nimeni să intre pe în măsura locurilor disponibile. În măsura locurilor disponibile. Însă, tot așa zic, spre marea mea bucurie, spectacole sunt cam booked. Adică avem un număr de 10, depinde de sală, de 10-20 de locuri, respectiv la Casa Artelor de 5 locuri, că sala e foarte mică. E foarte mică, da. Care le păstrăm întotdeauna pentru cei care nu vin cu rezervare. Dar da. Ne descurcăm, dar nu e foarte ușor. Da. Adică sălile sunt pline. E foarte îmbucurător. Hai să vedem, să vorbim puțin despre spectacole. Da. Așa. Despre Ibsen ai vorbit, despre Râmnicu Vâlcea, un dușman al poporului, cu titlul, da, regia Adrian Roman. Hai să vedem în data de... Nu vrei să spun despre primele două? Da, păi tocmai deci, așa, vroiam cronologic, da. Deci primele două evenimente, strict din punct de vedere... de 100 de ani. Nu, ăla a fost al treilea. Al treilea, deci da. Noi am mai avut un preambul la toată povestea asta. Noi am invitat două spectacole, cele două jurnale ale lui Carmen Vidu, de la Sfântul Gheorghe, respectiv de la Constanța, pentru că ea era în preajmă de premieră cu Jurnal de România Timișoara, cel care a făcut spectacolul pe care l-a făcut la Teatru German. Și atunci noi am adus celelalte două spectacole din țară pe care ea le făcuse înainte și am făcut un fel de calup împreună cu premiera Teatrului German. Aia a fost, de fapt, prima manifestare. Da, 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 este. Așa, aia a fost prima manifestare. A fost un test pentru noi că ne-a luat... rezolvat-o puțin repede și din scurt. Da, ne-am descurcat, am văzut că merg, sălile au fost pline, sistemul booked a funcționat. Știi, la premieră au fost bilete, că era spectacolul Teatrului German, iar la primele două n-au fost bilete la celelalte două jurnale, pentru că erau spectacolele noastre. Da. Bine, noi am mai adus Jurnal de Constanța și în vară la Socolari, când am făcut artă în casă, așa că eram deja în cunoștință. Analogii mari sau diferențe majore între cele trei jurnale? Clujul, Constanța și Timișoara? Nu Cluj, Sfântul Gheorghe, Andrei Mureșanu, da? Românii, Constanța și Timișoara, Teatrul German. În abordare sau în alegerea subiectelor. A fost foarte bine că și Carmen ne-a mulțumit foarte mult. Ea ne-a rugat dacă putem să facem și am făcut. Că nu era în programul nostru inițial lucrul ăsta, trebuie să recunosc. Deci nu le-am... Ați luat așa prin mers. Da. L-am luat din mers pentru că a fost o idee foarte bună. Ea a făcut un triptic, ea a făcut o trilogie. Și spectacolele au sens unul după altul. Adică ele pot fi firește vizionate și separat, dar ele întregul au sens, se compune pentru în că trei au seri. O linie comună și au diferențele de rigoare. Adică au un principiu de funcționare comun, un sistem. Ea a pus la punct un sistem de rezolvare a acestei probleme, însă firește că trebuie să vezi toate trei spectacole pentru că se referă la problemele locale. Corect. Și fiecare are, cum să spun eu, parfumul ei de loc. De aia sunt spectacole diferite, dar croite pe același principiu. Deci asta a fost primul preambul. După aia a fost, următorul a fost ăsta, al meu cu centenarul, ne știm de 100 de ani. Da. Asta e un proiect foarte mare, un proiect de anvergură. E un proiect cu 4 teatre din România și o asociație care a coordonat cele 4 teatre, adică a coordonat logistica celor 4 teatre, nu fiu înțeles greșit, da, cu finanțare de la Ministerul Culturii pe fiecare teatru, asociația Ataraxia, care s-a ocupat de logistică și de coordonare, a primit la rândul ei finanțare de la FCN, deci proiectele pe care le-am înaintat au fost toate aprobate, deci am avut full finanțare. 4 teatre, actori din 4 teatre, producția la 4 teatre. Repetițiile unde s-au consumat? Repetițiile, în fiecare locație sau v-ați adunat undeva? În fiecare locație o parte mică din ele, însă baza
cum să spun eu, ridicat în picioare al spectacolului a fost la Râmnicu Vâlcea, pentru că aveau cele mai bune condiții. Teatrul din Râmnicu Vâlcea e foarte, un teatru foarte bine dotat în România. E unul dintre teatrele cele mai bine dotate de la noi din țară, da, ca da, să zic da. Așa, pe range-ul lui, deci pe dimensiunea și lui. Și Ploieștiul am înțeles că iar e... Da, dar nu se compară. Ploieștiul e refurbished, e refăcut, dar ăsta este un teatru nou, făcut acum 10 ani, gândit special, cu două săli bine puse la punct, cu un sistem foarte bine de lucru, cu un sistem... Am locuit în teatru cu toții. Am locuit în teatru, au un sistem de garsonier, așa, da, pentru actor, foarte fain, foarte da, bine. Da, da. Eram la buza scenei acolo, ieșeam din vorba aia în pijama și ajungeam direct în sală, nu era nicio problemă. Deci nu e nimic improvizat, știi că noi nu mai improvizăm, da, prin da, teatrele da, mai, vechi lucrul mai cârpim, mai... Da, mai improvizăm. E, ăsta a fost designat așa, cu o sală de repetiție imensă. Sala de repetiție a lor este cât sala voastră de spectacole de la Teatrul Maghiar. Pe atunci nu mai e despre și la fel de înaltă. Și cu o terasă pe care repetam la fel de mare ca sala de repetiție. Da. Deci vara, că era vară încă când am toamnă, început de toamnă când am început repetițiile, era foarte clar, repetam pe terasă, că era la fel de bine. Premieră în Râmnicu Vâlcea, după care... Prima, da. Fiecare oraș are premierele lui. A început la Râmnicu Vâlcea în 6 și în 7 octombrie, după care am venit la Arad în 1 noiembrie, în 2 am jucat la Timișoara în cadrul festivalului, cei de la Arad ne-au donat o zi ca să putem să jucăm la Timișoara, că în mod normal era al lor, dar ne-a convenit foarte mult că era foarte aproape. Acum s-a jucat la Reșița, săptămâna asta care a trecut, sâmbătă, duminică, săptămâna viitoare e la Piatra Neamț, și după aia încheierea apoteotică și glorioasă la București, la Teatrul Bulandra, care e al cincelea da. Partener. Deci asta ar fi punctul pe I sau spectacolul o să aibă o viață mai lungă? O să aibă o viață mai lungă, că anul viitor îl ducem prin ICR în toate cele mai importante da. ICR-uri românești din Europa. Și puțin câteva idei despre spectacol. A fost o producție pe care am pornit-o de la zero, adică nu exista nimic făcut înainte. Am luat un dramaturg și după aia încă un dramaturg. Da. Am lucrat cu mai mulți. L-am luat pe Vlad Tăușance, care e un dramaturg, e timișorean la bază, la origine, chit că stă de mulți ani în București. El e un fel de guru al mediei românești, are și o agenție foarte importantă de promonii, nu știu ce face exact, dar face foarte bine. Pot să-ți spun că a fost șeful de campanie al lui Iohannis între cele două tururi de scrutin pe da, media. Da, 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 da. Pe media și pe Facebook. Deci cam și știe pe, cum da. Se mănâncă cam politica. Cam știe cum da. Se mănâncă și politica și toate lucrurile astea. Dar el e și un dramaturg. El a scris o piesă în 2003 a scris o piesă, numea 33 de grade. A câștigat concursul Drama acum, cel mai important concurs de dramaturgie contemporană de pe vremea aia, din anii 2000, de la începutul anilor 2000. A câștigat concursul ăla și eu i-am montat piesa, eram la Arad, i-am montat piesa 33 de grade, cu care am fost după aia la Avignon, la festival. Acum l-am pus să recidiveze, am zis gata cu politica și cu aiurele voastre. Bine, el scrie la Dilema Veche, el lucrează la Dilema Veche, asta e meseria lui de bază. I-am zis gata cu politica și cu chestiile astea, te întorci la dragostea din tâi și uite ne scrii. Și l-a tentat foarte mult ideea, că am spus uite, vine centenarul, că am vorbit cu el la sfârșitul anului 2000, la mijlocul anului 2017. O să vină centenarul, putem să stăm liniștiți la noi în fotoliu, să ne uităm la televizor cum se mai lansează o navă la apă și se mai face încă o defilare, sau cu ocazia centenarului putem să spunem și noi ceva, cam ce ne frământă și ce ne doare și ce ne interesează. A fost tentat de idee și ne-am apucat de lucru, am făcut sinopsisul, ideea de spectacol, am aplicat la Ministerul Culturii, am câștigat, el după aia a început să scrie textul și a mai luat un dramaturg mai celebru ca el, asistent, Vera Ion, care l-a ajutat l-a ajutat puțin la scriitură.
avem primele variante și avem varianta 3 care e adnotată de Vera și aia e varianta de spectacol. Da. Am mai venit și noi la începutul repetițiilor, am făcut castingul în toate cele patru teatre. Am lucrat cu teatre pe care le cunosc și cu care sunt prieteni și cu care pot să funcționez. Am făcut castingul, după aia ne-am apucat de lucru și au mai venit niște adnotări, încă o serie de adnotări și de lucru la text, împreună cu actorii și cu ceilalți realizatori ai spectacolului. Da, astfel încât textul a fost gata, cam, pot să spun gata, bătut în cuie, cum se zice, cam cu două săptămâni înainte de premieră a fost gata, de adevărat. Da. Dar am avut 75% din ele, am putut să lucrăm și după aia lucrurile care nu ne-au convenit sau care am simțit că s-au născut alte lucruri repetiții și de la actor foarte mult. Și el a fost drăguț, de fiecare dată le-a rescris. Și l-am făcut să funcționeze. Spectacolele, formatul ăsta, așa se construiesc, așa că... Iarăși ne-am propus un lucru interesant despre spectacolul ăsta, despre textul ăsta, să nu folosim evenimente majore. Adică să nu facem niște referiri istorice legate de cine știe ce momente într-adevăr importante, pentru că am spus că nu avem nici timpul, nici posibilitatea fizică ca să facem ca acele lucruri majore care s-au întâmplat în istoria noastră să fim. Și atunci ne-am propus pe principiul ce ni se întâmplă în România, ni se întâmplă întotdeauna o multitudine de lucruri minore, din care întotdeauna iese ceva major, înțelegi, se întâmplă ceva major, am încercat să facem o panoramă a României contemporane și a ceea ce a fost din tot felul de evenimente minore, lucruri aparent puțin importante. Banale? Da, banale, aproape. De zi cu zi, legate de viața noastră cotidiană și de ceea ce ni se întâmplă zilnic, nimic important ne-am propus. Chit că mai apar niște evenimente mai puternice. Dar toate astea, mai nimicurile adunate la un da, loc, la un loc devin, dau o imagine a ceea ce ni se întâmplă. Da, viața cotidiană. Da. Uite, un alt proiect ce a avut premieră aseară. M-am inspirat, asta mai vreau să spun, că ești direct implicat și tu. Deci eu m-am inspirat când m-am gândit la proiectul ăsta, m-am inspirat de la proiectul vostru, de la Exit. Păi da, da, așa e. Am și cerut referiri de pe la Otilo și de pe la okay. De nu pe că la Bogdan particip și eu, dar păi e un proiect joci, foarte da. Reușit. Da, de-aia deci, spun că super. M-am inspirat din structura voastră, deci cum ați făcut voi proiectul și am încercat să-l aplic la o metodă extraordinară. Da, și aveți și voi viață. Și aveți și voi viață lungă cu el, că vă că jucați în continuare. Păi am jucat peste tot în Serbia, am jucat în București de două ori, ce anul ăsta, ce anul trecut am fost la două festivaluri diferite. Avem iar o invitație la Bruxelles, undeva pe la primăvară. Deci un proiect fiabil și bine făcut. Și bine făcut. Bine făcut. Cam așa ai gândit și ăsta. Și funcționează. Proiectele genul Exit sau mai sunt manipulări. Da. De exemplu, Teatrul Maghiar are o grămadă de proiecte combinate cu alte teatre. Da. Deci sunt plauzibile. Sau un alt proiect, Moliendo Cafe, între Teatrul German, Teatrul Maghiar. Teatru non-verbal. Da. Păi da. Da. Hai să vorbim puțin despre spectacolul ce a avut premiera aseară, spectacolul Morfen de Mădălina Ghițescu în regia ta. Cum e acest spectacol? E un text de Mădălina Ghițescu, că nu e un spectacol de teatru. Păi în sensul lui... Tot te provoc, Și cu tajul, cu... Da. Să vedem cam ce cuprinde acest Morfen. Glumeam cu colegii de la Național, azi cu Rizea și cu colegii, ziceam, mă, ce nu facem noi la servici, ne-am propus să facem aici, înțelegeți? Ce nu facem noi la teatru, ne-am propus să facem aici. Bun. El are o poveste puțin mai lungă, Morfen, ăsta nu mai lungă, că o să o zic foarte repede, dar zic așa mai întinsă puțin. El provine din cealaltă aria noastră despre care am vorbit la emisiunea trecută, despre ceea ce facem noi la Socolar, la Artă în Casă, da? Și la Oravița. Oaza de la Socolar, oaza culturală de la Socolar. Enclava, enclava pare și mai, Socolar, da. Și atunci eu am zis că vreau să iau niște lucruri, niște evenimente, niște persoane, niște lucruri pe care le facem noi acolo, între noi acolo, să încerc să le extrapolez, să le aduc la Timișoara și să ne folosească pentru 2021.
Și atunci doi dintre artiștii noștri importanți de acolo, adică Tași, Iorgi Tași și Gyuri Ficăl, Gheorghe da. Ficăl, sunt subiectele a două performance-uri pe care le pregătim în 2100. Al meu cu Morfem și al lui Carmen Vidu cu Gyuri Ficăl. Eu l-am terminat aseară. Acum să nu vă închipuiți că dacă veniți să vedeți spectacolul, să vedeți viața lui Tași de când s-a născut și până în de ziua când de a fost plimbat în cărucior, când va muri. Înțelegeți? Nu asta este problema. Nu facem biografii, nu facem lucruri din astea nici romanțioase, nici romanțioase. Am plecat de la lucrările lui și am încercat să configurăm lucrările lui într-un sistem de instalație video, art, performance, nu știu ce, cu o parte de text care e scris de Mădălina Ghițescu, dar vă spun, nu e un spectacol de teatru în sensul în care suntem noi obișnuiți. Deci este un performance, funcționează pe alte principii. Din punctul meu de vedere, eu sunt puțin supărat că mie mi se pare că mi-a ieșit prea mult teatru, aș vrea să fie și mai puțin decât da. Mi-a ieșit, dar așa a ieșit, așa ne-am... Cu patru actori din Timișoara, patru actori foarte buni, atât vedete cât și tineri puternici în formă și în verbă. E vorba de Claudia Eremia, de Costa Tovarnitski, da. Proaspăt reîntors la noi la Național, și de cei doi tineri, Mădă Todera și Raul Bastian, cu care eu am mai lucrat și se pare că voi mai lucra și în continuare. Deci am făcut o zonă de asta de... Ei au fost foarte drăguți și s-au implicat în lucrul ăsta, că nu e chiar nici meseria lor strict, ca să zic așa, da. Ceea ce dacă fac tot zilnic. E performance... Partea de video e foarte importantă. Maestru Tajo da. A trecut. De obicei și regizorii de film se compun în filme. Maestru Tajo a trecut pe la o repetiție. Dar nu mă gândesc la performance-ul, la spectacolul, așa zis, da. Spectacolul, la propriu zis. El n-a fost consilier. Adică eu l-am avertizat de la început că nu o să-i pun lucrările pe pânză, deci să le proiectăm cu slideshow. De... Dar nu o să le proiectăm cu slideshow așa câte una sau... poze din expozițiile lui, o să-i luăm lucrările și din ele o să le animăm, o să le facem animate. Că de asta spun că video are o... Sebastian Hamburger a lucrat foarte mult la video și are un merit foarte mare, adică îi se datorează foarte mult din spectacol. De asemenea, decorul Doroteei e foarte aplicat pe sistemul ăsta și un decor mare, un decor masiv, nu e o jucărie. Da, am văzut adică, niște poze. Da, adică nu e o sărăcie, nu e, da, știți, nu suntem e independenți și n-avem bani. Da. Scaun, da, nu e două cârpești, un scaun și o măsuță. Deci e un decor care este special conceput pentru video, care trăiește și singur, trăiește și în video. Iar muzica lui Ildico e... făcută de asta. Ei sunt eu, Dorotea și Ildico și Cutașii, suntem Socolar. Socolar, da? Deci e clava, cei da. Cei patru da, de la Socolar, care de fapt am început, Mădălina e trecută și ea prin Socolar, că a mai fost pe acolo, că a început să vină pe acolo și ea și s-a apucat să scrie textul ținând și cont de chestia asta. Ea a scris textul la comandă, la ceea ce am cerut noi și pe baza unor idei de ale ei. Și voi ați aplicat, da. Am redus foarte mult din textul ei și... Spectacolul se joacă și în seara asta. Da. Da. Sala Timco, da? Da. Ora 17. Ora 19. Pardon, 19, da, așa e. Un alt spectacol tot semnat de tine, da? Secretul fericirii la Reșița. Care este secretul fericirii la Reșița? E un oraș destul de trist. Da, e un oraș destul de trist și cu spectacolul ăsta iar am avut niște probleme destul de mari. Pentru că eu când m-am dus, m-a chemat la Reșița, a venit un nou director, un coleg de-al meu, un prieten de-al meu, Florin Ionescu. Da, îl știm cu toții, zic așa. A fost și angajat la Național, la Timișoara. După aia a fost mulți ani de zile la Sexar. Da, așa e. Așa, și s-a întors în România și a luat direcția acestui teatru. Da, și m-a rugat, zice, vino să faci ceva să ne folosească. Zice, sunt la început de drum și să faci ceva. Și atunci am zis că cel mai bine este să fac un spectacol de teatru document. Da. Și m-am apucat să fac spectacolul, să fac un spectacol. De asta cum se face, cu research, tot cu Mădălina Ghițescu, în principal. Mihaela Mihailov,
de la București ne-a structurat baza scenariului pe baza materialelor pe care le trimiteam noi din Reșița. Adică am luat interviuri la oameni, la actori, la oameni, la cunoscuți, la nu știu și ce. Și care au fost articole direcțiile, direcțiile ce ați atacat? Stai să-ți spun. Reacții, deci am luat articole din ziar, deci n-am făcut o documentare, ne-a ajutat Matei Mircioane, care pe vremea era în teatru, el e un jurnalist, el scrie editorial la ziarul lor principal, da. Nu mai știu cum îi spune, nu are importanță, deci ne-am apucat tot să facem asta, îi serveam materialul Mihaela, Mihaela la Mihailov, o cunoscută și reputat dramaturg de teatru contemporan, s-a apucat să scrie scenariul. Mădălina a ajutat-o foarte mult, a mai scris și Matei. Ei, și ne-am apucat să construim un spectacol cu actorii, tot așa, de la nimic, și pornind de la știri de informații. Încet, încet au început să vină textele, ne-am apucat să facem spectacolul și am dat o repetiție cu public. Am zis eu cu vreo câteva zile înainte să hai vin. Să vedem. Da, hai să vedem. Da, pentru că da, e un lucru, feedback ceva da, acolo. Lucrul da. Ăsta nu li se întâmplase lor până atunci în rest, ai teatru document, n-au mai făcut, aveau alt sistem de teatru, nu-i problemă. Da, alt tip de teatru și am zis, băi, hai să vedem. Zic, chemați-vă prieteni, dușmani, pe cine vedeți. Să vedem cum. Măi, am avut, de spectacolul ține o oră și jumătate, după care am avut discuții 2 ore și jumătate. Hai după spectacol. Și n-a plecat nimeni din sală, că eu mă aștept, știi cum e la discuție, sală pleacă 3 7, da, 3 mai ies la 0-0. Deci n-a plecat nimeni, deci au stat toți acolo 2 ore și jumătate, am discutat foarte serios. Deci unii a fost cu impact. Da, unii mi-au reproșat că e o nenorocire în general și că și am zis, domnule, e bazat pe documente, deci asta adică scrie, nu e invenție. Asta facem. Alții mi-au reproșat că finalul este exagerat de pozitiv. Că ei nu trăiesc așa de bine cum am arătat noi în spectacol. Un spectacol a devenit foarte incitant, a creat și niște reacții destul de ciudate chiar în mediul politic din Reșița. Inițial, după care la premieră au venit toți, pentru că crease reacții ei nevenind. Da. Deci din auzit de la alții. Hai să venim, hai să vedem. Deci i-am convocat frumos și pe domnul președinte al Consiliului Județean și pe toată lumea să vină acolo să vadă ce și se întâmplă. Și pe domnul Nelu Tăițelu, mă gândesc, da. Și pe, da, cred că a fost, da. Și... Nu, ei țin de Consiliul Județean Teatru din Reșița, deci problema a fost așa e jucăria la ei. Au venit și au fost foarte încântați, în mod real, că știi, dacă mă uit în ochiul omului, știu că e deformație profesională. Da. Deci chiar, și acum sunt foarte mândri de spectacolul ăsta, spun că, pentru că e un spectacol care are și rele, dar are și bune. E un spectacol care are și o zonă de poezie. Cred că ai conștientizat anumite lucruri despre care ei au discutat, au vorbit, dar... E un spectacol și un text care se potrivește foarte bine unor orașe de tipul Piatra Neamț, Copșa Mică, Bălan, Valea Jiului, în linie. Hunedoara. Deci toate orașele astea, gen monoindustriale, care... S-au făcut praf. Da. Sărăcie, mizerie. Da. Și... Secretul fericirii este că, asta le spuneam, am spus că e finalul prea optimist, că noi am descoperit niște șanse de revitalizare a locului, ca lucrurile să se desfășoare totuși în regulă. Noi. Tot ele au descoperit că e pe baza unor documente și interviuri. Uite, un ultim spectacol. Să nu-mi laud mai mult Marfa, hai să vorbim mai departe. Iarăși mai aducem în discuție, că nu prea mai avem timp, un spectacol... Iarăși semnat de tine, așa am ales, dacă tot ești prezent în studio, să discutăm despre montările tale. Flor de mină, scris de Ciobo Sechei, un autor contemporan din Târgu Mureș, care iarăși e pe valuri. Piesele lui se joacă cam peste tot, la noi în țară, dincolo, Știi ce se spune despre Sechei, Ciobo? Da. E cel mai în vogă dramaturg român. E îl cunosc e foarte cel bine mai în vogă dramaturg român.
Spectacolul Flori de Mine am văzut în versiunea maghiară la Târgu Mureș și am văzut și formatul ce au montat cei de la Sfântul Gheorghe la secția română. Nu am văzut montarea ta, ce ai montat la Arad. Păi uite ce se întâmplă. Sunt trei spectacole de la Arad și nu sunt degeaba. Noi suferim de aici în Timișoara și în Arad, suferim, cum se spune, de complexul vecinului. Adică nu ne vizităm. Uite, Pușcheța asta a spart Teatrul Maghiar și... Știu că așa se fac. Că, noi deci prin Bogdan am mai adus niște spectacole în cadrul festivalului. Dar lucrurile nu sunt, după părerea mea, destul de clare și destul de puternice. Teatrul din Arad, de vreo câțiva ani de zile, de mulți ani de zile deja, are o zonă de teatru contemporan extrem de puternică, bine, deja extrem de vizibilă și de calitate. Adică are o medie de spectacole bune pe contemporan, mare de tot. Despre Exit am discutat, dar mai au și un spectacol cu producție cu Teatru Notara. Asta care l-a făcut acum. Ăsta care l-a făcut Vlad Masaj acum. Dar bine, ăla e pe ce e? E pe Marivo. Da. Flori de Mină. Cum ai ajuns? Deci am adus cele trei spectacole pentru că ele sunt foarte puternice în plaja spectacolelor de dramaturgie contemporană de la Arad. Flori de Mină mă l-am adus tot așa și față de pandant, îți spuneam mai devreme, cu Orb de Mină de la Sfântul Gheorghe. Spectacole foarte puternice, toate trei. Celelalte două sunt spectacole care au o zonă de interacționabilitate cu publicul foarte mare, adică se bazează pe niște zone de interacționabilitate cu publicul, deci sunt totuși mai puțin folosite la noi în Timișoara sistemul ăsta de a face teatru și de-aia am considerat necesar să aduc. Flori de Mină e un spectacol făcut de mine anul trecut, că a trecut mai bine de un an, că aproape 2 ani de când l-am făcut. Mie îmi place foarte mult de Sechei Ceaba și de trilogia lui. Da. Acum el a scris multe texte după trilogie, da. Dar mie, eu îi spuneam când a scos trilogia și când nu i-o juca nimeni, de-abia începuseră cei de la Târgu Mureș să o facă, cei de la Teatru Maghiar, eu îi spuneam lui că zic, mă, bun, tu o să-ți faci spectacolele astea în mediul tău maghiar și e foarte clar și e foarte bine că li se adresează și sunt subiectele de acolo și sunt nu știu ce. Dar zic, cel mai tare lucru ar fi ca spectacolele, textele astea să se joace în teatre românești de români. Pentru că mi se pare foarte important, deci toate trei astea, trilogia, toate trei, îți dau o imagine atât de bună și de puternică a ce se întâmplă în secuime acolo, cu nenorociri și cu lucruri bune, dar și cu nenorociri. Într-un fel, în Transilvania, dar nu în principal în secuime acolo, acolo e o enclavă, toată lumea îi se pare, deci toți ăștia de peste Carpați au senzația că e o altă lume acolo și e ca un black hole, așa, nu vede nimeni ce e acolo, nu înțelege nimeni, numai curioșii să mai duc pe la Pride, pe la stațiu, pe la nu știu ce. Pride Sovata. Da, dar dacă spectacolele astea s-ar vedea de publicul românesc, a zis, uite, eu o să încerc să le fac. Și am avut ocazia la Arad să fac ăsta primul Flori de Mină. O să le fac pe toate așa când o să am timp de-a lungul timpului. Da. Toate cele trei. Dar acum am avut ocazia să-l fac pe ăsta și a fost primul test și aici un spectacol bun că e în vogă și se joacă cu deosebit succes. Deci, Ștefi, punem punct. Hai. Chiar, ultima întrebare. Anul 2018 e axat pe centenar. Ați discutat despre anul viitor ca și proiect? Da, anul viitor ca și proiect o să fie bazat tot pe centenar, dar pe centenarul nostru. Anul viitor vom sărbători 100 de ani de când Banatul a intrat în România, la 3 august 1919. Avem niște proiecte, tot din asta vrem să-l facem multietnice, multiculturale, că de Banatul, se spune în piesa Neștim de 100 de ani, ce ne facem cu Banatul, că a intrat peste un an de zile și că ăia vorbesc nativ 3 limbi de când să nasc și la ei nu există ură interetnică, ce ne facem cu ei, că ei nu se încadrează în patternul ăsta al României. Da. La anul o să încercăm să facem un proiect mare, 1919, pe baza unui roman al lui Virgil Birou, se numește Lume fără cer, a cărei acțiune începe și personajul principal e din satul Socolari. Da. Mersi mult!
că ne-ai onorat, păi vom discuta și la anul. Și să ne vedem cu bine, mai ales. Așa e. Mulțumesc și pentru dumneavoastră, ne vedem peste o săptămână. La revedere!